Astăzi, în Biserica Ortodoxă, pomenim pe Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu, precum și pe Sfinții Cuvioși Andronic și Atanasia. Sfântul Apostol Iacob era originar din Nazaret și este unul din cei 12 apostoli ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos, frate al Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, amândoi fii al lui Alfeu și Maria. Sfântul Apostol Iacob a fost supranumit și cel mic, iar aceasta nu pentru că ar fi fost mai tânăr sau că ar fi fost mai prejos în vreun fel față de ceilalți apostoli, ci pentru a fi deosebit de Iacob cel Mare, ce era fiul lui Zevedeu și frate al Sfântului Apostol Ioan. Sfântul Apostol Iacob l-a primit în inima sa pe Hristos și l-a urmat cu multă credință, fiind prezent în aproape toate momentele importante ale propovăduirii sale, pregătindu-se astfel el însuși pentru mărturisire. După pătimirea, învierea și înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos, Sfântul Apostol Iacob a început să predice păgânilor cuvântul Evangheliei, acoperind o arie mare de propovăduire, ajungând din Palestina în zona Africii de Nord, în Egipt. Sfântul Apostol Iacob a vindecat pe mulți de boli trupești, dar mai ales de bolile sufletești, aducând mulțime mare de păgâni la creștinism, construind biserici și sfințind episcopi. De altfel, implicarea și râvna sa în propovăduirea cuvântului Evangheliei a atras după sine ura păgânilor, care prinzându-l într-o cetate din Egipt l-au răstignit, încheiindu-și astfel lucrarea apostolească, urmând exemplul jertfelnic al Domnului și Învățătorului Iisus Hristos. Cel ce vânător păgânilor prea minunat s-a arătat și între ucenici prea cinstit și cu apostolii împreună locuitor, Iacob lumii bogăție de tămăduiri izvorăște și apără de primejdii pe cei ce-l laudă. Pentru aceasta, cu un glas strigăm către dânsul, mântuiește pe toți cu rugăciunile tale, apostole.